Nico Williams tocmai ce a câștigat Euro împreună cu Spania. Acest jucător de 20 de ani a ajutat Spania să câștige Euro, ci nu doar Spania, a ajutat și echipa lui Atletico Bilbao să avanseze în sezonul precedent. Ce scoate în evidență pe Nico Williams este viteza lui, dribling-ul, ba chiar și shooting-ul, care este foarte, foarte bun. Așa că în videoclipul de azi o să simulăm 10 sezoane cu... E bine, și se pare că am ajuns la Atletico Bilbao, unde desigur că este aici Nico Williams. Spania din cele din urmă a reușit să bată pe Anglia și a câștigat Euro, un meci foarte fabulos, și eu la fel am ținut cu Spania din cauza jocului de pase, defensiva și atacul foarte, foarte frumos. Oricum, nici Anglia nu s-a descurcat mai prejos, s-a descurcat foarte, foarte bine, însă n-am avut acea strălucire ca Spania. Asta este părerea mea proprie, însă în acest videoclip o să simulăm 10 zone cu Nico Williams. Însă ca să facem chestia asta avem nevoie desigur de obiective, așa că obiectivele sunt în felul următor. Nico Williams trebuie să câștige și Euro și World Cup-ul cu Spania. O să fie destul de greu să câștigăm Euro sau World Cup, dar eu zic că Nico Williams o să ajungă cel mai bun left winger din joc. Și el va căra Spania tocmai în finala World Cup și în finala Euro și le va câștiga. Nico Williams trebuie să câștige de 4 ori balonul de aur. Nico Williams trebuie să aibă în arsenalul său 20 de trofee. Nico Williams trebuie să câștige titlul ligii în 3 ligi diferite, sigur. El trebuie să ajungă desigur la 99 overall. Trebuie să câștige Champions League-ul de 3 ori, UEFA Super Cup de 2 ori, să câștige desigur și gheata de aur de 3 ori și el să reușească să înscrie 200 de goluri și 100 de asisturi. Niște obiective grele pentru Nico Williams, însă am foarte, foarte mari așteptări de la el. Am încredere că o să crească foarte, foarte mult și că o să le completeze absolut pe toate. Acestea fiind spuse, haideți să vedem cum arată Nico Williams pe lângă overall-ul lui. El are aici, desigur, 20 de ani, vedem aici și pe Inaki Williams, fratele lui. El joacă pe poziția de left mid și right mid, destul de interesant, însă nu prea îmi plac aceste poziții. După cum v-am zis, el are o viteză efectiv foarte, foarte bună, 93 pace și un dribbling foarte, foarte bun. Și noi putem lucra la chestia asta să le facem mai bune, mai ales shooting-ul ăla, că e cam jale cu el. Și eu zic că în primul sezon să lucrăm la shooting. Avem nevoie de shooting, așa că o să dăm un inverted wide midfielder. Primul sezon desigur că îl vom păstra la cei de la Bilbao. Poate și al doilea sezon, cine știe, ca să vedem totuși ce face la echipa aceasta. Așa că îi dăm sim la primul sezon să vedem ce reușește să facă Atletico Bilbao cu Nico Williams în primul sezon. Sezonul numărul 1 s-a terminat, hai să vedem cum arată și Nico Williams și are 85 overall de la 82. Wow, chiar a crescut destul de bine. Însă sunt foarte curios să vedem ce a reușit să facă și se pare că a reușit. Wow, doar 2 goluri și 5 asisturi, incredibil cât de puține goluri și asisturi a reușit să dea. Nici nu mai are sens să mai verificăm la gheata de aur. Merge direct și vedem la Liga, unde se pare că suntem pe locul 8. Wow, ce sezon greu, ce sezon greu pentru Atletico Bilbao. Se pare că câștigă totuși Barcelona. Copa de Spania avem o șansă, nu este Real Madrid, categoric. Se pare că Atletico Bilbao a fost în Conference League, unde vedem că a trecut cupa pe locul 1 cu 13 puncte. În Round of 16 se pare că reușește să scoată pe Panathinaikos cu 3-0. Quarterfinal se pare că dă de Sparta Praga, pe care o bate cu 6-4 la general. În semifinal se pare că este scoasă, din păcate, de Aston Villa la penaltiuri. Bă, ce trist! Este scoasă la penaltiuri cu 4-3. Și în final se pare că câștigă până la urmă Aston Villa. E bine, suntem în sezonul numărul 2 și în sezonul numărul 2 se pare că nu mai este la echipă Nico Williams. What? Ok, interesant. Se pare că este și la național, probabil, pentru că este Euro. Dar înainte de chestia asta, haideți să vedem totuși unde s-a dus Nico Williams. Se pare că Nico Williams este la Manchester United. What? La Manchester United, dintre toate echipele care putea să ducă, s-a dus la Manchester United. Interesant, interesant. Înainte să mergem și noi la Manchester United, hai să vedem totuși ce a reușit să facă Spania în Euro. E bine, și mergem să vedem unde e Spania. Se pare că este în grupa D, unde este din grupă pe locul 2, o grupă destul de grea cu Franța, Italia, chiar o grupă destul de grea. Reușește să iasă cu 4 puncte. În quarterfinal se pare că dă de Irlanda, pe care o bate cu 3-0. Însă în semifinale dă de Germania, wow, care o scoate cu 3-1 la penaltiuri. Și se pare că finala este Germania versus Franța, unde se pare că a câștigat Franța cu 2-1. Acum că s-a terminat Euro, haideți să mergem la Manchester United. Bun, acum suntem la Manchester United, unde desigur ar trebui să fie aici Nico Williams. Echipa arată cam ciudat, nu știu de ce este Casemiro. Ok, în fine. Însă îl vedem aici pe Nico Williams, care are 87 overall, destul de bine pentru el. Dar trebuie să facem ceva la echipa asta,
clar trebuie să aranjăm. E bine, și cam așa va arăta echipa, cu Højlund în atac, echipă destul de tânără. Hai să vedem totuși ce putem să-i dăm lui Nico Williams ca să crească mult mai rapid. Și se pare că, da, un White midfielder crește ce mai rapid, așa că asta o să-i dăm. Sezonul 2 se trena și el, hai să vedem cum arată Nico Williams la Manchester United. Se pare că are 88 overall, destul de bine pentru el, destul de bine. Haideți să vedem ce a reușit să facă și se pare că a reușit 23 de goluri și 10 asiste. Un sezon mult, mult mai bun la Manchester United. Iată, de are vreo șansă? Bă, nu chiar, nu chiar, pe locul 5. Watkins se pare că este câștigător cu 22 de goluri. În Premier League reușim? Și se pare că reușim în Premier League, what? What, cu echipa noastră reușim să câștigăm Premier League cu 81 de puncte? Wow, efectiv wow. Se pare că Arsenal, Liverpool, Manchester City nu au reușit să se scurce așa de bine, însă Manchester United cu Nico Williams câștigă Premier League. Wow, chiar wow. Emirates FA Cup reușim să câștigăm, nu reușim ceva ce este Liverpool. Carabao Cup totuși reușim, reușim să câștigăm Carabao Cup cu 2-0 versus Spurs. Haideți să vedem ce a făcut și în Europa League. Se pare că Manchester United aici a fost. Se pare că și în grupa pe locul 1 cu 18 puncte, full puncte efectiv. Mai departe, round of 6, se pare că dăm de Galatasaray pe care îi batem cu 3-1 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Leverkusen pe care o scoatem cu 5-3 la general. Însă în semifinale ne bate Spurs, bă, ne bate Spurs cu 3-2 la general. Iar finala, Bayern vs Spurs și câștigă Spurs. Wow, ok, ok. E bine, și am intrat în sezonul numărul 3, unde suntem în continuare la Manchester United. În sezonul acesta, să fiu sincer, o să mai rămânem la Manchester United un sezon, pentru că cum văd că cam pică echipa asta, adică nu avem mijloc, nu prea avem defensivă, ce mai avem atac, în rest cam jale. Totuși o să mai rămânem încă un sezon. Însă hai să vedem sezonul acesta ce-i dăm lui Nico Williams, care se pare că este cel mare jucător, ce că vorbim de overall al echipei. Ok, se pare că un wide, ok, un wide midfielder, se pare că îi se potrivește în continuare foarte, foarte bine, așa că asta o să-i dăm. E bine, și simulăm sezonul cu numărul 3 să vedem ce reușește să se facă Nico Williams în continuare la Manchester United în Premier League. E bine, sezonul cu numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată Nico Williams și se pare că are 90 overall. Wow, deja suntem în sezonul cu numărul 3 și a ajuns la 90 overall. Hai să vedem totuși ce a reușit să facă și se pare că, wow, un sezon foarte, foarte slab pentru el. 9 goluri și 7 asisturi, wow, chiar foarte, foarte puțin. Nici nu mai are sens să mai verificăm la gheata de aur. Vedem în Premier League, se pare că în Premier League terminăm pe locul 5. Data asta, echipele de top își revin înapoi. Noi nu mai reușim ca sezonul anterior, din păcate. FA Cup și reușim să câștigăm? Nu pot să cred, ne bate Liverpool, bă, la penalti cu 4-2. Emirates FA Cup câștigăm? Nu pot să cred. Bă, nu câștigă nimic. Newcastle câștigă aici. Carabao Cup? Hai te rog, nu pot să cred nici Carabao Cup. Totuși, haideți să vedem ce am făcut și în Champions League. Se pare că terminăm în grupa pe locul 1 cu 14 puncte. În round of 6 se pare că dăm de Sevilla, pe care o batem cu 3-2 la general. În quarterfinal se pare că dăm de PSG, pe care o batem cu 3-2 la general. În semifinale se pare că dăm de Bayern, care ne scoate cu 5-3 la general și se pare că finala este Barcelona Bayern München. E bine, suntem în sezonul numărul 4 și în sezonul acesta, sincer să fiu, trebuie să plecăm de la Manchester United. Însă înainte să facem chestia asta, hai să ne cerem și ce să facă Nico Williams la World Cup. E bine, și haideți să vedem, se pare că Spania termină pe locul 1 în grupa ei cu 9 puncte. În round of 6 se pare că dă de Suedia. Bă, ce rapid este scoasă de Suedia, 2-1, bă, și câștigă Belgia. Wow, ok, și uite că Suedia ajuns până în finală totuși. Incredibil, incredibil. E bine, haideți să mergem să-l punem pe listă în transferuri pe Nico Williams și să vedem totuși ce îl transferă. Deja se pare că are ofertă de la Inter. Ok, interesant, interesant. Hai să vedem totuși ce echipă are. E bine, și Inter în atac desigur că l-au pe Lautaro Martinez și se pare că ei, da, nu fosesc left winger sau right winger, fosesc LMRM, dacă nu mă înșel. Iar în mijloc, pe stânga, nu văd că ar avea pe nimeni. Totuși au niște jucători destul de buni, cum ar fi Vitinha, bastonul defensiv de sigur arată foarte bine. Aha, și cred că Di Marco joacă pe stânga. E bine, din câte am văzut la Inter, echipa arată destul de bine, însă nu este la nivelul lui Nico Williams. Nico Williams are nevoie de o echipă mai bună, chiar dacă Inter este mai bună decât Manchester United. Așa că refuzăm. Așteptăm oferta de la echipe
poate mai mare. E bine, se pare că prin două oferte foarte, foarte bune. Una de la Atletico Madrid și una de la Real Madrid. Iar Real Madrid arată destul de bine, ca de obicei are o echipă foarte, foarte bună, însă vedem că nu mai este, da, nu mai este Rodri la echipă. Îmi place că în fiecare simulare mergem la Real Madrid, însă da, data asta chiar are nevoie de noi. Putem să ne băgăm pe dreapta, fără nicio problemă. Și bă, chiar au și un striker destul de bun. În mijloc Jude Bellingham, Arda Güler, Tchouaméni, Valverde. Defensivă, bă, niște fundași destul de buni, chiar destul de buni. Și portarul care este Restes și Courtois. Bă, destul de bună echipa, destul de bună, e cam greu să o refuzi. Iar Atletico, să fiu sincer, dar clar arată mai slăbuță decât Real Madrid, însă, uite, Openda este o variantă destul de bună aici, însă mijlocul, da, mijlocul, aici este problema, aici este problema. Scuza, Zaire Meri arată mai bine. Dar în cele din urmă, totuși, refuzăm Atletico Madrid și presupun că vom accepta din nou oferta de la Real Madrid. În fiecare simulare se pare că merge la Real Madrid, însă o să mergem, însă nu o să stăm până la final. Asta vă promit sigur, nu o să stăm la final. O să ne urcăm destul de mult și l-am dat, o să plec. Sper să pot să plec, asta e ideea. Așa că da, presupun că acceptăm Real Madrid, că ar fi cea mai bună variantă pentru Nico Williams ca să crească în overall trofee și baloane de aur. Așa că, na, de ce nu? E bine, și se pare că până la urmă Nico Williams pleacă de la Manchester City după două sezoane. Eu zic că destul ok, pleacă la Real Madrid, înapoi în La Liga. E bine, și până la urmă am ajuns și la Real Madrid, unde sigur că dați un moment să schimb formația asta. E bine, și cam așa arată echipa cu Vini în stânga, Sescu în centru, desigur Nico Williams în dreapta, mijlocul foarte bine cu Bellingham, Valverde și Tchouaméni, Theo Hernandez, Militao, Diomande, cred că așa se pronunță, Salazar și desigur Courtois. Banca de rezervă foarte, foarte bună și ea, însă după cum știți va trebui să mergem la Williams și să-i dăm un nou development plan pentru a se schimba într-un right winger. Bun, și acum este un right winger, însă va dura puțin până se va obișnui. Totuși, haideți să mergem să vedem ce development plan îi punem lui Nico Williams. Hai să vedem ce îi se potrivește și văd că nu durează mult un inverter, însă support winger, wow, 9 săptămâni, da, clar o să mergem pe un support winger. Deși știți că îmi place inverted pentru că e full shooting, dar cred că o să facem asta sezonul următor. E bine, haideți să simulăm și sezonul numărul 4, să vedem ce reușește să facă Nico Williams de data asta la Real Madrid. Haideți să vedem în 2026 cine câștigă balonul de aur, are șansă la balonul de aur Nico Williams, însă haideți să vedem cine este și se pare că este jucătorul, adică practic coechipierul lui Vinicius Junior. Ok. E bine, sezonul numărul 4 s-a terminat. Hai să vedem cum arată Nico Williams și se pare că arată destul de bine, 92 overall pentru el, însă da, în continuare Vinicius Junior ne ia în față. Haideți să vedem totuși ce a reușit să facă Nico Williams și se pare că a reușit 23 de goluri și 13 asisturi, însă Bellingham cu un sezon foarte, foarte bun, până și Vinicius cu un sezon bun. Haideți să vedem la gata, dar dacă reușim, da, ok, nu reușim, suntem tocmai pe locul 8. În La Liga reușim în La Liga cu 97 de puncte, bine mă, i-am spart efectiv pe restul. Barcelona este diferență mare față de noi, Barcelona. Supercopa reușim să câștigăm, reușim versus Barcelona cu 2-1. Copa Spania reușim, nu reușim, aici este Real Sociedad. Haideți să vedem ce am făcut și în Champions League. Terminăm cupa pe locul 1 cu 13 puncte în round of 16. Dăm de Borussia Dortmund pe care o batem cu 4-1 de la general. În quarterfinal se pare că dăm de Leipzig pe care o batem cu 5-1 la general. În semifinale dăm de Bayern pe care o batem și pe ea tot cu 5-1. Iar finala este versus cei de la AC Milan. Nu de-a reușit acolo să câștige. Hai să vedem că reușim să o batem și 3, 2, 1 și reușim să o batem pe AC Milan, câștigăm finala UEFA Champions League. Vedeți? După ce ne-am mutat la Real Madrid, pac, instant finala Champions League și câștigată cu 1-0. E bine, suntem și în sezonul numărul 5 în continuare la Real Madrid. Nico Williams arată destul de bine, mai mergem un sezon să fiu sincer, însă haideți să vedem cum putem să-l facem noi mai bun, să-l creștem la overall și haideți să vedem ce putem să-i dăm și se pare că da, în sfârșit un inverted winger, mamă, deci iubesc acest development plan pentru că crește foarte, foarte mult shooting-ul și de ăla ai nevoie foarte mult. Oricum, pace-ul e maxat aproape. E bine, și îi dăm și simulare la sezonul numărul 5 să vedem ce reușește să facă Real Madrid împreună cu Nico Williams. Sperăm totuși la un balon de aur. E bine, hai să vedem în 2027 cine câștigă balonul de aur. Are șanse foarte mari Nico Williams, însă nu este Nico, este Vinicius, bă, și o să fie în continuare
binevenit să spună când crește Nico Williams. Da, ok. Sezonul numărul 5 s-a terminat. Hai să vedem cum arată Nico Williams și are 94 overall. Foarte bine acolo, l-a ajuns pe Bellingham și se apropie de Vini. Haideți să vedem ce a reușit să facă Nico Williams și a reușit 17 goluri și 18 asisturi. Un sezon bunicel, dar mai trea mai multe goluri. La gata, dar nu cred că avem fost șansă, dar este Bellingham. Ok, noi suntem tocmai pe locul 17. Ok, ok. În La Liga totuși reușim, se pare că reușim pe locul 1 cu 93 de puncte. Îi spargem pe restul ca de obicei. În Supercopa reușim să câștigăm, nu reușim, aceste Barcelona. În Copa de Spania reușim, totuși nu reușim. Și aici este Real Sociedad. Ok, ok. UEFA Supercup avem nevoie? Bine mă, 3-0 versus cei la Newcastle. Haideți să vedem totuși ce am făcut și în UEFA Champions League. Se pare că trebuie în grupa pe locul 1 la egalitate de puncte cu Juventus. În round of 6 se pare că dăm de Arsenal pe care o bate cu 4-1 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Atletico Madrid pe care o bate cu 4-1 la general, îi spargem efectiv. În semifinal se pare că dăm de PSG pe care o bate cu 5-1, efectiv i-am spart pe toți cu 4-1, 5-1. Iar finala se pare că vom juca versus Borussia Dortmund. Hai să vedem dacă reușim să o câștigăm și 3, 2, 1 și reușim să o câștigăm, mă, cu 2-1, îi bate pe cei de la Dortmund și câștigăm back-to-back finala Champions League. Hai să vedem în Euro ce are și să facă Spania, să vedem unde este. Ok, este aici pe locul 1. În quarterfinal se pare că ok, bate Franța cu 2-1, foarte, foarte bine. Semifinale se pare că wow, bate Belgia, bă, ce trist. Se pare că câștigă Italia. Ok, ok. E bine, suntem în sezon cu numărul 6, unde sezonul acesta cred că va fi ultimul sezon la Real Madrid, pentru că deja creștem foarte, foarte mult, deja câștigăm foarte multe chestii și nu uitați că trebuie să completăm acel obiectiv cu câștigarea ligii în 3 ligi diferite și mai avem o ligă de completat, așa că da, va trebui cam să plecăm din La Liga. Totuși, haideți să vedem ce putem să-i punem lui Nico Williams și se pare că da, tot un inverted winger ar fi bun pentru el, așa că o să păstrăm inverted winger. E bine, haideți să simulăm și sezonul numărul 6 în continuare cu Nico Williams la Real Madrid. Să sperăm că poate câștigăm și noi odată balonul ăla de aur. Și din nou avem șansă la balonul de aur. Hai să vedem că reușim să câștigăm și se pare că în sfârșit reușim, mă, bine, mă, după Vini, care a câștigat de tor la rând, în sfârșit câștigă și Nico Williams un balon de aur. E bine, sezonul numărul 6 s-a terminat. Hai să vedem cum arată Nico Williams și în continuare are 94 over. N-a crescut aproape deloc. Hai să vedem totuși ce a reușit să facă și se pare că a reușit 25 de goluri și 19 asisturi. Cred că este cea mai bun sezon al lui la Real Madrid. Clar, cea mai bun sezon. La gata, doar avem vreo șansă? Nu, nu avem. Suntem pe locul 9. Wow, ok, ok. În La Liga reușim? What? Nu reușim. Se pare că vedem că Barcelona și Atletico Madrid, ambele echipe, au reușit 90 de puncte. Însă data asta Real Madrid este mai în spate. În Supercopa se pare că reușim să o batem pe Barcelona cu 4-2 și câștigăm. Copa de Spania se pare că aici este Atletico Madrid. Fa Supercup reușim? Reușim să câștigăm UEFA Supercup. Bine, mă, bine, mă, cu 4-2 la penaltiuri. Merge destul de greu să fii sincer. Haideți să vedem totuși ce face Real Madrid în Champions League. Se pare că a fost în grupă cu FCSB. Clar, FCSB pe locul 1, ce să mai. Reușește să treacă mai departe cu 14 puncte. În round of 6 se pare că dăm de Liverpool pe care o bate cu 4-1 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Arsenal pe care o bate iar cu 4-1. Efectiv, pe toți se bate cu 4-1. În semifinal se pare că, ok, o batem pe Frankfurt cu 3-2 la general. Se pare că finala va juca versus Juventus. Ok, ok, interesant, interesant. Haideți să vedem dacă reușim să câștigăm a treia oară la rând finala UEFA Champions League. Hai, 3, 2, 1 și reușim, bă, nu, incredibil, incredibil. Deci de asta trebuie să te duci la Real Madrid. Câștigi back-to-back-to-back finale de UEFA Champions League. 1-0 versus cei de la Juventus. E bine, suntem în sezonul numărul 7 și în sezonul acesta, da, este timpul ca Nico Williams să plece de la cei de la Real Madrid. Au jucat foarte bine la Real Madrid, însă s-a cadernat. Aici va pleca. Hai să vedem totuși cine vrea să transfere. E bine, și se pare că primim ofertă de la Liverpool. Ok, interesant, interesant. Însă știți ceva? Nu putem să acceptăm Liverpool. Bă, nu putem. Deci nu avem voie echipe din Premier League și La Liga, pentru că vrem să completăm acel obiectiv. Așa că ne trebuie echipe din Bundesliga, Serie A sau Liga 1, dacă reușim, dar niciun caz din Premier League sau din La Liga.
așa că refuzăm. E bine, se pare că până la urmă primim și ofertă de la Inter, care este în Seria A. Ok, ok, interesant. Hai să vedem totuși ce echipare, pentru că au mai vrut ei să-i transfere, însă noi am refuzat. De data asta să vedem ce echipare. E bine, în atac ar trebui să fie Lautaro, însă nu este Lautaro. Ok, ok, ciudat. Se pare că este Isaac cea bun. În mijloc nu prea au un mijloc. Da, nu prea una fără de Vitinha. Defensivă Bastoni în continuare, dar în rest, uite, Cusu nu. E bine, Inter este echipa la care trebuie să ne ducem pentru a completa acel obiectiv, însă nu o să mă duc la Inter pentru că nu au atacanți efectiv, l-au doar pe Isaac, care nu e bun, așa că o să refuzăm. E bine, se pare că am ajuns până la meciul acesta contra acela PSG în Super Cup. A, o să dăm așa cu echipa asta. Mamă, trebuie să o schimbăm neapărat. N-avem pe Breto aici ca mijlocaș. Mamă, și nu avem pe cine să punem, e clar, e clar. Ok, o să-l punem pe Breto aici, vreau să pun. Da, echipa asta are nicio șansă să câștige, însă îi dăm un quick sim și hai să vedem că reușim. Ok, se pare că reușim. Wow, ok, cu echipa asta reușim. Cu 5-3 batem pe cea PSG. Încă un trofeu, încă un Super Cup. Ok, și se pare că în Deadline Day primim o ofertă. În sfârșit a zis foarte, foarte bine a zis acolo. O ofertă de la Borussia Dortmund. O să acceptăm pentru că nu avem ce altceva. O să acceptăm direct. Nu avem nicio șansă să mai primim altceva, așa că o să acceptăm. De Advent Star și ar trebui să se fi făcut. E bine, și se pare că s-a făcut transferul în sfârșit. Cât de mult a trebuit să facă transferul ăsta. Nico Williams pleacă de la Real Madrid din la Liga, se zice, tocmai în Germania, în Bundesliga, la Borussia Dortmund. E bine, până la urmă am ajuns și în Bundesliga la Borussia Dortmund și da, trebuie să aranjez echipa. Revin imediat. E bine, și cam așa arată echipa. Destul de interesantă și nu este chiar așa slabă cum așteptam eu să fie. Cu echipa asta eu zic că putem să câștigăm Bundesliga, însă avem nevoie și de Williams în cea mai bună lui formă și mai de față oricum. Este one of the world's best, dar putem să-l facem mult, mult mai bun. Așa că haide să-i punem totuși, da, în continuare, un inverted winger, clar. E bine, și haide să simulăm și sezonul numărul 7, de data asta la Dortmund, în Bundesliga, să vedem ce reușim să facem și aici. E bine, sezonul numărul 7 s-a terminat, hai să vedem cum arată Nico Williams și are 97 overall. Ne apropiem totuși. Haide să vedem totuși ce a reușit să facă. Și 21 de goluri și 6 asisturi, destul de bine, top marcator totuși. La gata doar avem vreo șansă? Ok, se pare că nu. Musiala cu 20 de goluri acolo reușește. Noi suntem tocmai pe locul 11. În Bundesliga totuși nu reușim, bă, suntem în locul 4. Chilevă cu să-mi câștigă. Ok, ok. Hai să vedem dacă reușim, nu reușim aici. Finala este între Bayer Leverkusen și Bayern. Da, destul de interesantă finala. Haideți să vedem ce am făcut și în Europa League. Se pare că am ieșit din grupa locul 1 cu 16 puncte. În round of 6 se pare că am jucat versus Villarreal și am bătut-o cu 5-0. În quarterfinal se pare că am jucat versus Olympic Lyon și am bătut cu 4-1. În semifinale dăm de Real Sociedad pe care batem cu 5-1 la general. Iar finala se pare că vom juca versus cei de la Celtic, cu o finală destul de ușoară, zic eu. Hai să vedem că reușim să câștigăm. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm. 4-2 bate pe cei de la Celtic și câștigăm Europa League. Wow, ok. Bine că măcar suntem în Super Cup în sezonul viitor. Bine, suntem în sezonul numărul 8, ne apropiem de final și Nico Williams pare că este la națională, interesat acolo să vedem ce reușește să facă, pentru că momentan n-a reușit să câștige nici un Euro, nici un World Cup. Nu știu, uneori poate nu se califică Spania, dar na, o să vedem. Totuși Williams are 97 overall și trebuie să-l duce la 99. Hai să vedem totuși ce putem să-i dăm noi lui și se pare că ok, un support winger crește mai rapid, așa că, na, asta presupun că o să-i dau, nu? E bine, haideți să vedem ce a făcut în ultimul Euro pe care îl vom juca cu Nico Williams. Se pare că Spania trebuie pe locul 3, însă eu cred că a trecut mai departe, nu? Da, a trecut, pentru că, na, cred că a fost cea mai bună de pe locul 3. Da, clar a fost cea mai bună. Și se pare că am dat de Anglia pe care o batem cu 4-2. Wow, am dat de finală, efectiv. Asta e finala, doar că în realitate se trebuie la 2-1. Mai departe, în quarterfinal se pare că dăm de Finlanda pe care o batem cu 2-0. În semifinal se pare că dăm, bă, de Germania și ne batem cu 3-1. Wow, ok. Și se pare că vom juca la al treilea loc. Ok, la al treilea loc. Contra aceea Netherlands. Hai să vedem că putem să-i batem pe olandez și nu reușim. Ok, deci și măcar al treilea loc nu reușim. Ne bate Olanda cu 3-2 și finalul câștigă Belgia. Ok, ok, interesant. La penaltiuri, wow, ok, interesant.
E bine, și haideți să vedem cine câștigă Ballon d'Or în 2030 și se pare că este o chestie în care este Haaland. Bă, Haaland, pe bune, n-am mai auzit de el de mult timp. A, se pare că Nico Williams nu reușește nici de asta. E bine, sezonul s-a terminat, hai să vedem cum arată Nico Williams și ce overall are și se pare că are 99 overall, mă, bine, mă, bine, mă, 99 overall, wow, dar cum, așteptam până în sezonul 10 sau ceva, ce sezonul 9, dar în niciun caz e sezonul cu numărul 8. Hai să vedem totuși stats-uri a avut, se pare că a avut 30 de goluri, mai multe goluri a avut Mukoko, însă 15 asisturi, clar cel mai bun la asisturi, wow, un sezon foarte, foarte, foarte bun pentru el. Hai să vedem gheata de aur, dacă reușim data asta, nu reușim, bă, Mukoko, pe bune, aolo, cu un singur gol. În Bundesliga reușim să câștigăm Bundesliga, mă, bine, mă, bine, mă, completăm acel obiectiv cu câștigarea ligii în 3 ligi diferite, mă. Ăsta cred că este cel mai greu obiectiv pe care pot să-l completez la o simulare, la un jucător, bine, m-ar fi și World Cup și alea, dar să reușim până la urmă, bine, mă. Cupa Germania reușim, 2-1 versus cei de la RB Leipzig. În UEFA Super Cup reușim, nu, ne bate Leverkusen, bă, ok, ok. Haideți să vedem ce am făcut și în Champions League, se pare că terminăm grupa pe locul 2 cu 9 puncte, Sevilla pe locul 1 cu 10. În Round of 6 se pare că dăm de Napoli pe care o batem cu 6-1, wow, am spart-o pe Napoli. În quarter final se pare că dăm de RB Leipzig pe care o batem cu 3-2 la general. În semifinale dăm de City pe care o batem cu 4-1 la general, wow, i-am spart și pe ei. Iar final am jucat versus cea Spurs, ok, foarte interesant, hai să ne reușim, 3, 2, 1 și reușim cu 3-2 să-i batem pe cei de la Spurs, câștigăm din nou, cred că a 4 ori sau 5 ori, când câștigăm finala UEFA Champions League, bine, mă. E bine, suntem în sezonul cu numărul 9 și în acest sezon nu știu ce am putea să facem pentru că Williams a ajuns deja la 99 overall. Echipa arată destul de bine și nu avem voie să îmbunătățim, așa că îi dăm simularea la sezonul cu numărul 9 să sperăm că de data asta câștigăm Balonul de Aur. Haideți să vedem totuși în sezonul cu numărul 9 cine câștigă Balonul de Aur. Avem foarte mari șanse. Hai să vedem dacă reușim și se pare că reușim să câștigăm Balonul de Aur din nou, mă. Bine, mă, bine, mă, Nico Williams. Sezonul cu numărul 9 s-a terminat. Hai să vedem cum arată Nico Williams și se pare că, da, în continuare are 99 overall. Haideți să vedem totuși categoria roșii, 40 de goluri. 40 de goluri, vă dați seama, 40 de goluri și 11 asisturi, 51 de contribuții în 50 de meciuri. Pe departe, cel mai bun sezon al lui. Gheata de aur? Haide, trebuie, în sfârșit câștigăm și noi măcar o gheată de aur cu un Nico Williams cu 23 de goluri. Bundesliga reușim și se pare că reușim back-to-back să câștigăm Bundesliga cu 83 de puncte, mă, bine, mă. În Supercupa Germaniei se pare că reușim să batem pe Bayern cu 2-0, destul de bine. Cupa Pokal reușim, nu reușim aici câștigă Bayern. În UEFA Super Cup reușim să batem pe Real Madrid cu 3-1, mă, bine, mă. Haideți să vedem tot ce am făcut și în Champions League, se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 12 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de Benfica și o spargem cu 6-1. În quarterfinal se pare că dăm de Liverpool, bă, și ne scoate Liverpool cu 3-2. Ok, ok. Și câștigă Bayern. Ok, Bayern. E bine, și am intrat în ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, unde în continuare Williams are 99 overall. Nu prea are să mai dăm nimic, însă bă, știm că a fost la națională, că a fost Euro. Hai să vedem totuși ce reușește să facă. Și se pare că în grupe Spania termină pe locul 3. Wow, ok, da, nu cred că a trecut mai departe, nu? Nu a trecut, nu a trecut. Ok, ok, bă, ultima șansă a lui Nico Williams să câștige, se pare că nu reușește. Din păcate n-a reușit nici Euro, nici vreau să câștige în această simulare. Și finala o câștigă Irlanda, wow. Ok, ok. Cum am zis, ultimul sezon nu prea avem ce să facem, așa că îi dăm direct simulare la sezonul numărul 10, ultimul sezon, de data asta vrem desigur Champions League și Balon de Aur. E bine, haideți să vedem în ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, cine câștigă Balonul de Aur. Hai să vedem totuși, este Nico Williams, mă, bine, mă, Nico Williams, cred că 4 baloane de aur, dacă nu mă înșel, 4 baloane de aur pentru Nico Williams. E bine, ultimul sezon, sezonul cu numărul 10, s-a terminat, hai să vedem cum arată Nico Williams și în continuare are 99 overall, mă, bine, mă, bine, mă. Chiar și-a menținut overall timp de 3 sezoane, a jucat foarte, foarte bine.
Hai să vedem dacă reușim. Nu reușim locul 1 aici din nou, dar asta este. Nico Williams totuși este pe al doilea loc cu 23 de goluri și 10 asisturi. Goalgetter poate fi din nou? Nu, este Osimhen, ok, care este la Bayer Leverkusen și Williams este pe locul 9. Bundesliga reușim? Nu reușim, bă, gata, s-a terminat aici. Se vede că este ultimul sezon. Nu reușim să câștigăm Bundesliga, pe locul 3 reușim, data asta este Bayern. Supercup reușim? Reușim să câștigăm Supercup. Supercupul din Germania, aparent, nu este Supercupul regional, este Supercupul din Germania. Câștigăm la penaltiuri cu 4-3. Trofeul pocal reușim? Nu reușim aici, câștigă Bayer Leverkusen, pă. Hai să vedem totuși în Champions League ce am reușit să facem. Se pare că terminăm pe locul 2 cu 10 puncte și se pare că am fost în grupă cu FCSB. Ba chiar n-a bătut, acolo pe 21 septembrie n-a bătut cu 2-1, wow. Mai departe, în Round of 6 se pare că dăm de PSG, care ne scoate instant cu 4-3 ne scoate PSG-ul, da, s-a cam terminat și finala, o câștigă PSG, ok, măcar cea care n-a scos a câștigat. E bine, și cam asta a fost cu această simulare, simularea lui Nico Williams. A fost o simulare foarte, foarte interesantă, am reușit în sfârșit, cred că e prima oară când completez acel obiectiv cu câștigarea titlului în 3 ligi diferite. Obiectivele, da, în mare parte le-am făcut, eu zic, dar nu am reușit să facem World Cup și nici Euro, deci, na, două obiective pierdute acolo. În rest, eu zic că le-am făcut pe toate și eu zic că a fost destul de interesant. Ne-am mutat din Anglia, Spania, Bundesliga, eu zic că a fost destul de interesant. Dacă a plăcut, ne-ați dat acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă pânați în casc când ați fluie, să activați și clopoțelul. Eu am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!